Iarna își intră în drepturi. Argeșul se află sub avertizare de cod galben de nisoare. Autoritățile au luat măsurile necesare. La ora când discutăm, centrul operațional de comandă este deja constituit. Suntem pregătiți, avem cod galben, este adevărat, de astăzi de la ora 18 până poimine la ora 18. Avem utilajele pregătite, avem suficiente stocuri de materiale antiderapant, mă refer aici atât la nisip cât și la sare, avem 1500 tone de nisip și 6500 tone de sare, 167 de utilaje sunt pregătite să acționeze, în principal pe drumurile naționale, dar și pe drumurile județene. Vă asigur că suntem în măsură să răspundem prompt în momente de nisori abundente, astfel încât argeșenii să fie în siguranță, să circule în siguranță pe drumurile publice. 16 județe se află sub cod galben de nisoare, iar alte 10 au avertizare de cod portocaliu.